Ni se alătură Mădălina Turza, este președinta Autorității Naționale pentru Protecția Copilului. Bună seara! Bună seara, vă mulțumesc de invitație. Am văzut astăzi, am văzut comunicatul dumneavoastră, am văzut că ați cerut procurorilor să se sesizeze în acest caz înainte de orice. Spuneți-ne cum ați aflat despre caz. Evident că am aflat despre acest caz undeva în cursul serii de ieri, de pe rețelele de socializare. Moment în care am luat instantaneu legătura, să spunem așa, informal cu conducerea Direcției de Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din Bistrița Năsăud, spunându-le că la prima oră vor primi din partea instituției toate documentele necesare pentru ca să sesizeze organele de cercetare penală, dar să dea drumul și la propria anchetă din perspectivă socială. Știm că s-a deschis un dosar penal pentru rele tratamente. Este încadrarea la care vă așteptați? Categorică, da. Dacă filmulețul acela este validat și confirmat, vorbim de rele tratamente aplicate minorului, de tratament degradant și umilitor și sunt o grămadă de componente acolo. Cu siguranță cei de la care fac partea de încadrare juridică au competența necesară să identifice articolele din codul penal. Dumneavoastră personal, imaginile ce v-au stârnit? Ca oricărui părinte și om, să spunem, decent din această lume, nu numai țară, m-au tulburat profund. Acesta a fost motivul pentru care la o oră târzie, în noapte, am început să fac demersuri, pentru că este intolerabil să avem astfel de situații în România anului 2020 și cu atât mai mult cu cât nu vorbim de o situație apărută la nivelul unei familii, cum să spun, extrem de vulnerabile, supusă unor condiții de viață extreme sau aflată în niște nevoi extraordinare care pun o presiune asupra familiei și pot apărea altfel de comportamente extreme. Iată, este o familie normală în care există astfel de situații absolut regretabile. Este un argument că lumea nu are ce căuta într-o familie. Tatăl fetei, cel care a batjocorit-o, spune că el nu dă lecții nimănui despre cum să-și crească copiii. Eu refuz să intru nici măcar într-un dialog virtual prin intermediul dumneavoastră cu acest domn. Evident că acest argument nu are relevanță nici din punct de vedere legal, nici din punct de vedere moral, pentru că educația copilului în familie, dincolo de empatie, trebuie să se desfășoare în limitele cadrului legal. Mă tem că aici ar trebui să ne dați niște explicații, niște detalii, pentru că această idee există în multe dintre familiile din România. Sunt nenumărate situațiile în care oameni de pe stradă, de exemplu, au încercat să oprească o bătaie pe care părintele i-o aplica propriului copil. Și atunci au fost alungați, nici măcar poliția nu se bagă în așa ceva, pentru că e dreptul părintelui să aibă... Să aibă drept de viață și de moarte asupra copilului lui. Așa e? Dați-mi voie să vă contrazic. Nu, nu există acest drept și în România există norme legale în vigoare atât la nivelul codului penal, dar și în legea 272 privind drepturile copilului, care stabilesc clar care sunt normele de interacțiune cu copilul și de ce aceste tipuri de comportamente reprezintă diferite forme de abuzuri. Este într-adevăr foarte grav că în România anului 2019-2020 vorbim de aproape 16.000 de cazuri de abuz, neglijare și exploatare în familie. Astea ne spun cifrele. Iar diferențele dintre urban și rural nu sunt semnificative, ceea ce ne arată într-adevăr o problemă socială gravă ce ține de educația oamenilor, ține de asemenea de un determinism social, îi spunem noi, adică suntem purtătorii experiențelor copilăriei noastre, deci venim la rândul nostru cu anumite modele
învățate, din păcate, și ducem mai departe modele greșite și traume și le perpetuăm asupra copiilor noștri. Este o problemă socială pentru care e nevoie de foarte multă perseverență, pentru că oamenii trebuie să se autoeduce de la un punct încolo. Ce relevanță găsiți dumneavoastră informațiilor care vin acum de la părinții fetei abuzate? Părinții, adică și mama și tatăl, spun că copiii sunt de fapt iubiți și că totul e în regulă. Vedeți dumneavoastră, în primul rând, eu nu pot să vă spun acum din interiorul anchetei sociale ce declar în acest moment. Nu vă mai auzim, dar probabil că e doar o problemă de moment, nu? Mă auziți? Perfect, vă auzim. Ne spuneați că nu ne puteți da detalii din ancheta socială. Din ancheta socială legat de ce declară acești părinți, dar ce pot să vă spun este că percepția acestei iubiri este foarte subiectivă. Iubirea nu se manifestă prin bătaie, prin abuzuri, prin coerciție și dincolo de toată dimensiunea asta psihologică există niște norme legale în vigoare pe care orice părinte din țara asta trebuie să le respecte. Iar în momentul în care nu le va respecta, va suporta consecințele legii, indiferent de cine este acel om. Ce înseamnă că faceți o anchetă socială? Mai precis, ce veți face? Mergeți acasă, vedeți ce se întâmplă, stați de vorbă cu copilul? Cred că iar avem problema cu telefonul. Prin intermediul direcției de la Bistrița Năsăud, o echipă specializată va face evaluarea copiilor din punct de vedere psihoemoțional și social, să vedem în ce măsură mediul familial mai este adecvat pentru ei, ce măsuri, ce nevoie de sprijin au acești copii și cum pot fi ei susținuți în această perioadă. Vă așteptați ca acest copil să fie sincer și să spună ce i s-a întâmplat? Cred că specialiștii direcției au suficiente instrumente încât să vadă dincolo de afirmațiile unui copil și în plus de aceasta o astfel de anchetă este complexă, nu se discută doar cu copiii și ea de regulă se desfășoară pe o perioadă mai lungă de timp pentru a putea observa mai multe elemente de context. Adică o concluzie ar putea veni când? Nu pot să vă dau un termen exact, dar cu siguranță înaintea definitivării cercetărilor penale. Înaintea anchetei penale, am înțeles. Ar mai fi un detaliu. La ce vă gândiți sau credeți că acest copil va fi tratat bine acasă dacă anterior el a fost maltratat și părinții spun că totul e în regulă? În perioada asta anchetei, în perioada în care se tot face vorbire despre caz, credeți că copilul va fi în siguranță acasă? Trebuie să rezolvați din nou problema cu telefonul, că iar nu vă auzim. Cu siguranță copilul nu este singur în familie, el are doi părinți și tocmai de aceea specialiștii de la DGASPC împreună cu mama și cu restul familiei vor găsi cele mai bune soluții în acest sens. Adică e în siguranță copilul? Vă dați seama că nu pot să garantez eu pentru siguranța copilului în acest moment, dar el, ce pot să vă spun, este că se află alături de părintele despre care nu există suspiciuni că îl poate agresa pe copil. Dar care părinte i-a luat apărarea celuilalt pentru ce a făcut? Eu nu știu să vă spun aceste detalii în acest moment. Se întâmplă pe rețelele de socializare. Doamna i-a luat apărarea tatălui. Eu ce pot să vă spun este că dacă acest copil se află într-un pericol iminent, direcția care investighează și anchetează cazul în legătură constantă cu familia este oricând gata să instituie o măsură de urgență în ceea ce îi privește pe cei doi copii sau doar pe fetiță. Am înțeles. Și ultima întrebare, poate cea mai importantă, cum faceți să apărați acest copil? Derularea imaginilor la infinit, în mod special pe rețelele de socializare. Imaginile astea ar trebui retrase.
Să știți că eu am făcut la nivel instituțional un apel către mass media în acest sens și cred că aceasta este o chestiune de responsabilitate a tuturor actorilor media, fie că ei sunt online sau sunt de tip TV, pentru a nu mai rula astfel de imagini, pentru că accentuează stigma de care... Da, dar Facebook-ul nu retrage imaginile dacă nu faceți o plângere în sensul ăsta. Plângeri au fost făcute la Facebook, dar vă dați seama că nu noi controlăm această rețea de socializare. Se poate întâmpla ușor, dar trebuie să întreprindeți demersuri, că altfel nu se întâmplă. Vă asigur că ceea ce a depins de noi am făcut, dar cred că cu câți oameni vor raporta acest culeg la dorul. Da, nu mai auzim, nu merge telefonul, cer scuze. Mădălina Turza este președinta Autorității Naționale pentru Protecția Copilului. Ion Meioniță,